Să de vorbă cu Mario Freșcu, care nu m-am mai văzut de nu știu câți ani sunt. Bună ziua! Mi-am luat vocea de radio. vocea de radio, dar nu sunt Vorbesc aici jos. Pot să vorbesc și eu jos. Să fiu bariton. Vocea sexy. Ai de toate, mă bucur că ai venit, mă bucur că ne-am revăzut. Mă bucur și eu foarte mult să fiu în prezența ta astăzi. Mi-ar păi să vii de tine? mai devreme și mie de tine. Mi-ar plăcut să vii mai devreme, să stăm mai, mai apucăm să stăm de vreme. Nu-i problemă, mai trec pe aici oricând. Dar ești, cum să zic... la o limonadă rece. La o limonadă, da. Limonadă <laughs> să bei tu, mă. Știi, mă? <laughs> Că eu nu beau limonadă. Oricum, apropo de limonadă, te vezi că vreau să încep cu altceva. Apropo de limonadă, domnule, mie mi se pare extra ăla care a inventat limonada. Mă. Bă, să te duci la cârciu, mamă, mă, da. și să dai 25 sau 30 de lei pe niște apă chioară cu o lămâie în ea, mă. O, bă, ăla e genial. Da, da. Mă, ăla este ai senzație. uitat de mirea de albine, care ar trebui să fie naturală. Mă, cum de la să... bunicul, de la țară. N-are mă cum să costă, deci fac icter mecanic, mă, când mă duc la, când mă duc la, la și vine, zice nevastă mea, vreau o limonadă. Zic, nu, ia, mai ia mă orice altceva, orice, ia ceva să cu alcool, luăm o stică ia, de, da. De prosecco, zic, să luăm ceva că ne costă, dacă e două limonade, ne costă da. cât o sticlă de vin. Dar da, în da. fine. Adevărat. Să depășim Dar vezi că acum ați mai pune cu ceva. ceva, o zmeurică, cu o afină, prin nu, ea. Nu mă, mă lasă, -mă Găsești pace, pe acolo nu, un, f -un, f un fruct. Bea tu, mă. Bea, bea tu, mă. mă. Eu nu. Eu bea bea nu. tu, mă. Bun. Hai că ne-am cu băutura. Când ai băut prima oară? Prima oară, alcool? La... Păi eu zic real? Zic real, da? Da, da? Vrei să zic eu întâi să te ajut? Zi. Deci prima oară eu am băut, taica meu știe, aveam șase ani și jumate. E, eu șapte. 7. da. Deci mă ducea bunică mea la Focșani, erau paharele alea bă, cu groase așa și punea atâta vin și turna cu sifon de ăla. Bă, știi cum dormeam după amiaza? Poc, direct. Da, nu, la mine nu, la mine gen am gustat din, din vin... Țin minte că avea bunica la Epureni, unde, la noi la țară, unde a, așa, Au, da. ai, ai nu și casă? Bunicii? Hai la purința, <laughs> Așa? Și l-avea pe un vecin, cred, cred că Balale, îi spuneam, da. <laughs> și am mers într-o zi cu bunica și cu bunicul acolo și <laughs> mi-au dat și mie o gură de vin. Și ții minte, mi-a rămas asta din da, primat. Păi da, n-ai cum, că e o amintire. E o amintire, da? Dar după aia, când am băut prima oară real, gen să beau, uh, să beau? Mm -hmm. Cred că pe la un 14 ani, când am rămas singur pe la Brașov cu adolescenți, îți dai seama ce am făcut. Păi normal. Că am e... rămas câteva săptămâni singur, mama am cu tata, erau la Iași și am făcut ce-am vrut. <laughs> <laughs> Dar bine, cu cap, adică tot timpul am fost responsabil, nu am făcut niciodată Măi, prea mare mie... deranj. Adică am, am, făcut mai mare deranjul când am mai crescut. Când eram mai mic, eram mai atent. <laughs> da, serios? Da, 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 pe bune. Da. De pe la 17-18 am început de ce? eu să... N Are legătură cu vârsta sau, nu știu... Uh, nu de... eram sigur pe ce fac. Tot ah, timpul înțeleg. am fost fricos, am avut tot timpul teamă de lucruri rele. Dar de unde vine, întâmplări unde vine asta? De unde vine frica asta? Uh, nu știu, așa sunt eu, cu început. Nu te-ai întrebat niciodată? Uh, nu, nu, uh -huh. nu, am, am fobie, am câteva fobii. am fobia de mulțime, adică o fobie, e, o, e o frică. Uh -huh. nu, nu mă simt deloc uh, în apele mele când sunt între, între mulți oameni, uh -huh. foarte uh -huh. mulți. De exemplu, cum sunt concertele foarte mari sau uh, festivalurile, știi? Uh -huh. E, atunci când merg acolo mă simt foarte... nu, Așa, am înțeles. Crispat. Și alte, crispat. alte, alte fobii în afară uh, de asta? Uh, fobia oamenilor proști din jurul meu, <laughs> sincer. Da, Pentru că atrag, nu știu de ce, nu știu ce se întâmplă, toată lumea crede că sunt uh, arogant, mi se mai spune harfist. Da, da, știu. La prima impresie. Și uh, de foarte multe ori până acum, până la 22 de ani, am, uh, am atras scandalurile. Dar fără să vreau, eu nu sunt un băiat uh, recalcitrant da, sau, uh... am avut norocul să te cunosc și nu, chiar nu ești nu, da. Că mi se pare că... Și de foarte multe ori mi s-au pus băieți în față Dar care e multă, să... multă, Auzi, e multă prostie în jur a da, 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 da. despre asta este vorba de fapt v -au, au, au dorința aia de a se... De a ieși în față Da, da bine, știi cum e, dacă ar durea, dacă ar durea. Da, prostia, da. Mai da. era bunică mea o vorbă știi, ferească Dumnezeu de hărnicia prostului, știi? Da. Care, sigur, dacă o interpretezi nu înseamnă numai hărnicie că omul muncește, nu. Înseamnă că omul persistă, insistă în, exact, exact. în prostia lui, dacă îi dai altă valență uh, să spun eu aceste expresii. Ah, am am dat de mulți oameni care, care vor să se afirme, care voiau să se afirme și nu prea le-a ieșit. Pentru că știu să, știu să pun problema, adică ei, lasă-mi da, le explic exact adică cum se treabă cu mine. Din, din scandalurile astea pe care ai zis tu că le-ai atras sau că le-ai Da, atras exact, gente, unde... E, e, e din cauza asta, nu? Adică te te deranjează atât de mult, te enervează atât de tare prostia care există. Adică ma e... mine, cum să spun, e vizibil, din ce în ce mai vizibil. Da, da. Păi lucrurile astea se întâmplă oriunde. Ori, eu, de exemplu, ți-am zis, la un festival mergi prin mulțime și deodată se trezește cineva să-ți bată pe umăr și să înceapă să-ți vorbească urât sau uh, la un concert după ce termini, să sară cineva gardul să vină să pună față în față cu tine, știi? Și trebuie să știi să gestionezi treburile astea. Dar lumea Pentru asta... că, na, toată lumea spune vorba asta, dar, băi, foarte, foarte reală, băi, suntem în 2021. Nu mai este vorba de bătaie și de uh, smardoeli, cum s-ar spune. Da, 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 da. Adică băieții încă trăiesc în filmul ăsta foarte, foarte mult și păcat de ei, păcat, păcat. Că foarte mulți tineri trăiesc în treaba asta. Da, e. Într-un film de asta foarte, foarte uh, vulgar și prost. E, da, e și multă vulgaritate. Aici îți dau da. dreptate. Da. da mă rog, e și multă lipsă de educație, dacă, dacă mă întreb pe mine. Păi da. nu știu. Pe nu știu, eu nu văd da. un om educat să sară la bătaie așa, fără rost, știi, adică sau să înceapă să înjure. La, sau să la mine asta să... e problema, de asta am și fobia de fapt de oameni și de mulțime, pentru că la mine se sare fără rost. Că dacă făceam ceva, înțelegeam. Mm -hmm. Dar până acum ce am avut probleme Am avut fără rost Adică mergeam simplu, normal pe stradă Și am avut, am întâmpinat o problemă Și am zis, băi, nu pot să cred Adică chiar n-ai ce face Da, sunt, sunt, sunt Acum știi cum e, depinde și pe unde umbli ca să da. <laughs> <laughs> Nu, no, glumeam Nu, nu, no, nu, no, no, nu. nici chiar așa Uite, am trecut la mare, de exemplu Când a fost scandalul Jador, <laughs> A fost un mare ghinion de-al meu Eu nici măcar nu trebuia să fiu acolo Eu trebuia să plec la hotel și am auzit doar Mario și m-am întors și când am văzut ce se întâmplă, am zis să mă duc să despart situația. Era deja oricum despărțită de bodyguards, adică mm. nu mai aveam nici să mai despart. Ce Dar să doar, despart? doar trebuia să-l iau de acolo pe băiat care este, nu pot să spun că prieten sau ceva, este o cunoștință, este mm. din domeniul nostru al muzicii. Al muzicii. Și m-am dus să-l iau de cap să-l iau mai repede acasă, că nu era o situație ok. <laughs> și am plecat acolo cu el, l-am luat de și mergeam cu el spre hotel și după vreo 40 de secunde ne-am trezit amândoi cu încă vreo 6-7 băieți peste noi. Da, asta și că în filme așa, știi? Da, da. Mie, mie chestiile astea, nu știu, mi-e greu vorba Pe 2021 totuși, adică ce faci? Te duci te basca în... Eu am apucat timpurile astea, eu sunt crescut în Colentina. Da, în cartier da, da. deosebit. Adică da, deosebit. Acolo nu prea puteai să mergi pe stradă dacă nu erai în cartier da, adică știu, nu, știu. Nu era, era ceva ce era complicat. Știi? Și cam în toate, și în Berceni, și în PTM. sigur, 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 Da, așa e, da. Bă, acum mă gândesc până și la tata, adică la mine în cartiera Manco poți să mergi pe stradă, adică numai nu mai Nu, s-au schimbat era. vremurile, acum poți să mergi da. oriunde. Adică și ce faci, mă duc și... Normal. Așa, și au venit aia șase și s-a terminat. Mamă, s-a terminat -a... direct. Da. A Bine, direct. Să, să terminăm discuția asta cu smardoiala, cum îi zici tu. Da. Știu, hai, m a întrebat de, 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 de fobiile mele și ți-am zis că am fobia Aha. de mulțime pentru că acolo nu am siguranță. De fapt, despre asta e vorba. Hai să dăm o melodie, dragii mei, și hai. după aia ne întoarcem. Continuăm discuția aici la invitatul de 12 cu Mario Fresh. Ne-am întors prieteni, invitatul de 12 merge mai departe, Mario Fresh. ne-am reîntâlnit, uh, am stat ceva vreme la Exatlon acolo, dar nu despre Exatlon <laughs> vorbim. Deja <laughs> o primă parte a discuției foarte de cerezi vrei să faci o mă mărturisire? Vrei să <laughs> nu, spui vreau, nu, vreau, nu mai vreau să mai zic nimic. Te-am enervat cu ceva acolo? <laughs> nu, din contră, din contră, din Nu. No. Că nu, dacă te-am enervat, asta... Nu m-ai enervat, ai fost salvarea mea tu. Am <laughs> înțeles. Nu da. am cum să mai zic nimic. Bun, nu le spunem oamenilor în ce fel te-am salvat, dar rămâne între noi. <laughs> da. da? O, da. E ca și aia, știi cum e? Nici nu știu cât, pe ce perioadă am făcut contractul ăla. <laughs> Da, ok, bine nu, nu cred că avem voie să vorbim încă În <gură> da, 10 nu ani știu, nu, nu. Eu oricum la asta cu contractele, dacă e unul mai prost pe lumea asta Nu cred <gură> că există, eu sunt semnez ca primarul, n-am nici, nici nu mă uit, nici nu Da, așa am fost bine, și eu o perioadă de ce? Eu cred așa, eu cred că până la urmă Contractele sunt pentru vremuri rele, știi? da, adică exact. În care ajungi. Dar altfel, dacă ai pe încredere și pe strângere de mână, până acum mi-a așteptat, să zic așa, 80%, mi-a așteptat Dumnezeu, știi? Da. Nu am avut probleme de, de genul ăsta. Dar mă rog, să depășim exact. Hai să ne întoarcem la copilăria acolo, la, la uh, copilăria ta. Cum a fost copilăria ta? Am uh, una foarte, foarte fericită și normală. Adică am avut o copilărie frumoasă, am avut uh, parte de multă iubire din partea familiei. Din partea părinților am avut și am, în continuare, o soră care mă iubește foarte mult și mă bucur foarte mult că a fost în viața mea, în copilărie mai ales, pentru că am, am avut foarte multe de învățat de la ea. Mai ales că era și cu treia mai mare, am învățat multe hinturi, cum s-ar spune, pentru fete. A, okay. <laughs> eram, eram mai șmecherit, eram mai șmecherit prin, prin generală decât ceilalți din clasa mea, știam mai multe lucruri. Da, contează, contează așa, mă rog să spun eu, să fii. Bă... Un pic învățat. Învățat din umbra, așa da. știi și lumea să creadă că tu ești... Da, da, da. Așa, multă muncă. Am avut parte de, cred că peste 100 de concursuri sau festivaluri de muzică ușoară de copii. Mm -hmm. Am luat aproape toate locurile întâi și toate trofeile pe unde am fost. Copilăria mea arăta... Perfect. Perfect, La Perfect. da. Nu cam, cam jumătate, jumătate. Jumătate distracție... Joacă și copilăria în sine și jumătate muncă, adică undeva la câteva ore pe zi studiu, ori pian, chitară, ori piesele mm -hmm. pe care trebuia să le cânt în festivaluri. Mergeam la festivaluri cântam, stăteam undeva, de exemplu, mergeam la mare, la Mamaia copiilor și stăteam trei zile, știi, și eram. știu, festival eram, da. da, eram. eram cu foarte, foarte mulți copii pe lângă mine, cu foarte mulți colegi de braslă cu care mă, mă înțelegeam și ne destram foarte rău. Erau, erau niște perioade foarte frumoase. E, și acum ne întoarcem la bă, prostia din jur, da? Deci un copil cu o copilărie, da? da. Foarte frumoasă, da? da. Aproape de perfecțiune, ai spus tu. Da. Liniștită cu tot ceea ce a lăsat mai bun îl de sus da. a, pentru bângerașii ăștia care sunt copii. Mai ales și copiii artiști, care sunt, din punctul meu de vedere, niște îngerași poate puțin mai frumoși. Pentru că da, eu, neavând partea asta artistică, apreciez foarte mult. Și acum, tu uh, ai crescut și ai intrat în lumea asta, mm. care nu mai e așa de frumos, care nu mai e perfectă. E mm. și în lumea asta a voastră, cum spun eu, multă prostie? Aici e tragic. <laughs> Eu încă sunt șocat de foarte multe ori. chiar și acum, câteva zile am fost șocat de niște lucruri. Când aud uh, discuțiile de uh, contractele care mm -hmm. se fac, de uh, vorbele care se dau între manageri și artiști și artiștii care vorbesc despre alți artiști și tot așa, este o mâncătorie. Adică mm -hmm. mă sperii, săptămânal mă sperii de câteva ore de ce, au, de, de ce pot să aud de... De la din Pur, jurul asta, meu. Asta, asta, ai, asta a existat, să spunem, până la urmă în lumea asta showbase sau cum să o numim ea. Da, a, da. A existat, dar adică, o simți uh, mult mai profund. Adică Nici măcar urmează. E, urmează, nu? Nici măcar n-am simțit, cred că 25% din ce trebuie să simt eu cu adevărat. Ok... Da, bă nu, că am fost pregătit, mi s-a spus, stai liniștit că asta e puțin, ce ai simțit acum? Bă, Urmează, mult e, mai rele. Dar care e de fapt, că vreau să, tot chiar chiar vreau să înțeleg, adică nu mă joc cu, in, cu interviu, dar care e scopul mă, că până la urmă, eu, dacă un artist e, e artist, poți să vrei tu să-i faci orice, nu? Că scopul este, rămân, bă, nu? pe primul loc este banul și pe al doilea loc probabil succesul, sau depinde de artist sau depinde de om, cum vede el situația? Da. Cum, pune, cum, pune, clasamentul? Banul sau succesul sau invers? Succesul și banul, nu știu. Adică totul, dacă ar fi să reduci la absurd, să spunem, da, totul e atât, bani și succes, bani da, și da, succes, da, cam despre asta e vorba. Da, da. Adică nu mai există bucuria aia de a face ceva frumos. Păi, a... nu, nu, cred că mai sunt foarte mulți. Cred, cred că ar, ar trebui să mai existe câțiva artiști și probabil și știu pe acei artiști care încă se bucură mm -hmm. că fac treaba asta din suflet, dar mulți uh, nu o mai fac din suflet sau nu o mai fac în totalitate, nu mai sunt acolo. Da, sunt adică doar au fost pentru invitații aici, care unii au recunoscut și au zis că uneori se gândesc că trebuie să scrie un pic altfel comercial, să compună un pic altfel comercial. Dar spus că nu fac asta și că, mă rog, fac ceea ce, ceea ce simt ei. Sigur, nu sunt eu aici în măsură să judec pe nimeni, că nu de-aia Aici este voi cu la dus întors. Aici este cu dus și întors, da. Uh, scrisul Ești... comercial este total diferit de ceea ce poți să simți tu. Știi de, uh, ce, știi de ce te-am întrebat și o să vreau să-ți continui ideea apropo de succes, bani, bani, succes, cum ai spus tu și de manager, să, să o duci până la capăt. Pentru că simt același lucru, Uh, inclusiv în sport? In, deci e. Da, oriunde. Uh, o, Cum să spun? Nu cad banii așa pe tine, dar. Uh. Uh, nu mai aia contează asta. Sunt isi. oameni care ajung la saturație și nu mai. Da, adică. Și le Inclusiv ia. În, în cinematografie, mi se pare, cred că singura zonă care a mai rămas cât de cât curată e teatru. Cred până mm. în momentul de față, dar și aici e un mm. da. e un, uh, da. mă rog, da, mai găsești, adică dacă deschizi nu sunt nici o mie de teatre ca să spui că cum sunt acum milioane de cântece sau ce Dumnezeu sunt, știi? Bun, hai să ne întoarcem. Deci, uh, bani, succes, succes, bani. Deci asta e. Și crezi că viitorul o să fie urât, nu? Din punctul ăsta de vedere. Păi, depinde de ce vine din spate, din, din generațiile care urmează să crească. Dar, de exemplu, îți dau un exemplu. De exemplu, îți dau un exemplu. Da, uh, ok, e, discuția e liberă. Nu e. Uh, vorbeam cu managerul meu, cu Mădălin și îi spuneam am avut într-o perioadă niște concerte destul de slăbuțe. Nu-i vorba de cum am cântat eu, de prestația mea, uh -huh. este vorba de publicul care m-a susținut. Care era în fața și ei. Ori public foarte puțin, ori public mai uh, mai plictisit. Nu erau așa de în forță ca să fie acolo cu mine. Și i am spus, băi frate, deci aș da orice. Deci, Merg pe suma respectivă, da? Aș vrea să-mi dai jumătate din sumă, să-mi tai jumătate, dar să-mi faci concertul de nota 10, să fie publicul acolo cu mine. Adică mm -hmm. aș vrea mai puțin bani, dar să știu că mă duc la un concert, să știu că trăiesc, să simt alea 45 de minute cât când ți mm -hmm. văd pe oamenii acolo că se bucură. La concerte la care oamenii nu, nu răspund, sunt foarte supărat. Adică mă dau jos de pe scenă și sunt, uh, sunt desuflat. Și na, nu mai are sens niciun ban, nu mai are sens nimic. Dacă, da. dacă mă dau jos de pe scenă și văd că nu au fost acolo cu mine, sau dacă erau puțini, erau, nu știu, câteva zeci da, de oameni. Da, știu, mă rog, eu am rămas impresionat, plăcut pe de-o parte, neplăcut pe de alta. A fost, nu știu câți ani sunt, că nu mai contează că eu sunt tu știi asta? Am fost și am văzut un concert al lui Elton John, cred că era pe stadionul mm. ăla de la Progresul, pe lângă arenele BNR pe acolo. Da. Dom'le, cam goluț stadion, înțelegi, da, goluț, goluț. Adică, ma, da. Dracu. Și a ieșit omul. Poți să înțelegi exact. Omul, omul, a ieșit, a cântat, cum zic eu, de zici că sună pe CD sau pe astea, înțelegi. S-a bucurat la fel. Că după aia am văzut un concert, a avut, mă știu, câteva zile undeva prin Ungaria. Da. Full, nebunie. Da, da. da. A cântat la fel. Normal, pe de asta a trebuie atent. să facem noi artiștii, trebuie Și să nu ne arătăm. Că, da, adică m-am pus în locul lui de sa. Totuși, omul pe Pelton John, da, Hai că e de aia câțiva, cum zic eu, știi? Na, îi pui acolo la inimioară, la rană, cum vrei. Normal, normal. Da, omul a venit, a cântat, dar m-am pus și în locul totuși să te chem Don John, să vii în România, bă, la București și să fie așa, cam o treime, ca să fiu elegant, da. știi, de uh -huh. stadion. Omul a venit, a cântat și a plecat, a cântat la fel. Am rămas impresionat. Bine, oricum le arată altfel concertele. Ei, bine, da. No. Hai să nu. Total altfel de, de concert. Dar uite, și da, a, asta, la întrebarea asta am răspuns, după ce mai dăm o melodie, cu cine ți-ar plăcea uh, ție, dacă ai putea să te întorci în timp, ție ți-ar putea să cânti. Dăm o melodie și Hai, uh, ne întoarcem. Ne Invitatul de 12 merge mai departe, Mario Fresh e cu noi, e cu voi în această duminică aici la Radio Impuls. Întrebarea pe care ți-o adresasem înainte era uh, următoarea. Dacă ar fi să te întorci în uh, timp, cu cine ți-ar plăcea să urci pe scenă și să cânți? Uh, fai, sunt foarte mulți. Eu am studiat foarte mult RB. Uh -huh. Am studiat foarte multă muzică, pop și jazz și tot așa. Și îmi place foarte mult Selindion, sunt fanul sunt fanul ei numărul 1. Okay. Am și cântat muzică foarte multă de la Selindion. Uh -huh. cântam mai sus decât ea când eram mic. La da. 12-13 ani, când am mai sus, dar și eram băiat. La, la corul școlii, eram la la vocea întâi, erau trei voci. Și eram la vocea întâi și cântam cel mai sus dintre fete. <laughs> vocea întâi era 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 doar cu fete. Adică Știi a doar aia, din știi povestea aia cu ea care mi-a rămas în minte, știi, la un moment dat lansează ea un album, nu mai știu al câtelea, știi. Și vine ăștia, cum o să fie, cum o să, nu știu ce, și ea zice, știți cum o să fie albumul ăsta? Cum totul? Cum vreau eu? Adică, ma. zice, păi până acum am făcut cam tot ce mi-au zis, producătorii, managerii, da, ma, da, da, deci da. a început și s-a făcut un pic de, de, liniște, dar a ieșit, probabil, apropo de ce spuneai, știi, se săturase inclusiv la nivelul ăsta, Selin Dion, știi, da. mai vine la și mai spună, fac și ce vreau. Da, vreau să-l fac ce vreau eu. Mi s-a părut extraordinar, știi. Tare rău. Da, Celine Dion, uh, Michael. Michael, noi. Michael, Bine. numărul 1, așa. Uh, Boy Stumen. Așa. Brian McKnight. Mi-ar plăcea foarte mult un adevărat artist de R&B, O voce senzațională. Și mai să, nu știu. Uh, cum îl cheamă, mult, spuneam, ăsta, A, -a. De când mama. Am un lapsus. George Michael. Nu. Nu. Eu cum Queen, mă, nu, ăsta a, de la Freddy Mercury. Da, Freddy. Freddie Mercury. Cu Freddy și cu ah, Freddy. Bine, și cu Freddy. Iarăși, hai, da. Fred. Freddy Mercury, da, <laughs> da, da, da. colosal, colosal. Imens, imens Freddy. Da, da. Cam ăștia Oricum da. sunt destui, adică... Da. Na. Uite, acum zim ce ar trebui să, să aibă, știi, un artist, că voci sunt multe, iarăși, dacă stăm până și în ziua de azi, dacă Asculți și, mă rog, ai niște studii, nu ca mine, care n-am, da? Da. Da, așa, că n-am. <laughs> Asta e adevărul, pe partea muzicală. Da, pe partea sportivă am. Normal. Bun. Bun. Sunt voci, într-adevăr, mari. Și în zilele noastre. Sunt. Da, nu, sunt, nu sunt niște voci să... foarte mari. Dar nu știu dacă toți sunt artiști. Adică, tot timpul am fost. Uh, fascinat și am vrut să aud ce spun artiștii despre artiști. Nu ce spun eu. Că eu vorbim de artiștii din România sau din afară? Hai să începem cu aia din România și putem să mergem și în afară dacă vrei. Ce-ar, ce-ar. Ce păi, în afară, oricum, eu... muzica se face la alt nivel. Oricât de bune am fi noi aici, în România. Da? Așa. Și vorbim de cei mai mari artiști din România. Da. Oricum, nu avem cum să sunăm, să arătăm și să facem ce facă aia de afară. Niciodată. Pentru că acolo este total. Alt, este total alt, alt concept. Se să, să vorbește despre alți bani, adică un concert acolo, ca să-l faci, ai backline de câteva sute de mii de euro, probabil. Mm -hmm. Sau de dolari, mm -hmm. nu știu da, da, da. Aici mergi cu backline de 10.000, 20.000. Adică tot ce ai pe scenă, știi ce zic de tobe, de microfoane, mm -hmm. de pregătire, de coregrafie, de coregrafi, de lumini, de lucruri care apar pe scenă, confete, artificii, toate astea. Adică oamenii acolo investesc sute de mii într-un concert. La noi aici nici măcar nu prea investim de obicei, adică... Și zici că și de aici, da, de aici vine o Suntem departe rău de ei, suntem foarte departe de aia de afară, de America mai ales. Acum te refer strict la concerte, da? La, evenimente. la concerte da. și la, da, la ce putem face și la muzica din studio, cum suntem foarte departe de ei. Da? Da. da. Pe păi oamenii ăia au, mixere în studio, cât camera asta <laughs> sunt mixerele. Uh -huh. Au, na, altceva. Se filtrează vocea aia și tot, tot, tot. Orice hi-hat, orice bass, orice pian, orice... Se trece prin toate compresoarele de nume. Da pun și o întrebare tâmpită, da? Pot să râzi de mine, poți să râzi și oamenii care, care mă ascultă. Toată tehnologia asta așa care zici tu mixer, că și eu sunt fascinat, sincer, adică dacă intri și vezi așa ceva, da, normal. pe mine mă fascinează ăsta mic de la mine în fața aici, adică da, nu știu da. să umblu la nu știu să fac nimic pe el în fine, dar nu este așa, nu e adevărat, nu pot să râzi, că nu mă știi, că nu mă supăr. Păi nici eu nu știu de asta zic, nu am ce treabă da. cu ele. Adică tehnologia asta a, ajută muzicianul ăla, a, ajută partea asta artistică, da. ajută, adică, nu știu, înainte te duceai la un concert și lua cineva o vioară știi? și mi se... asta mi se părea extraordinar. S-a așezat cineva la pian, ceea ce se întâmplă și acum. Asta nu cred că o să mai Păi asta, asta asta, se întâmplă și da. acum câteva întâmplă, zeci da. de ani, tot cu mixere și cu pro, tot, tot felul de da. ustensile se lucra, doar că nu se văd. Dar nu, nu, eu vorbesc dacă te duci într-o într săliță așa. Dar ia unul vioara și cântă, știi? că nu știu Cât ajută tehnologia asta? Nu știu, mi așa mi se pare. Pe de altă parte, mulți spun că v mă facă și pe mine să cânt, da, Depinde luat, de cred. concert, am zis. Dacă mergi la filarmonică și asculti un concert live 100% pian cu vioară, normal că n-ai nevoie de absolut nimic. Pentru că acolo este naturalețea. Mm -hmm. Acolo de asta mergi să asculti, știi? Când asculti un mix master și vrei să o pui pe radio, vrei să fie cât mai clară, cât mai curată, să sune cristal, mm -hmm. diamant. E, asta este diferența dintr-un concert live de la filarmonică și un concert făcut pe stadion, unde trebuie să sune totul cristal. Da, bine, am văzut și eu, am avut, am avut norocul să văd ceva ce prin spate, când mai prezentam pe la da, Ceru da. la niște recitaluri, ia, veneau băieții, exact ce spui tu, cu, cu ceva ce nu... Eu nu înțeleg cum poți să le montezi atât de repede și să le demonteze. Cred că sunt mulți. Sunt mulți și profesioniști. <laughs> da, știu foarte bine, cred că tot. Da, 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 da. Au a fost o poveste foarte interesantă. Era un tip care, mă rog, lucra la sunet la Ricky Martin. Și omul pasionat de basket, ca și bine am stat noi de vorbă cu tare, de cu NBA în sus, NBA în jos, nu știu ce zice, fiată, îmi vine la repetiție. Zic, nu ne lasă pe noi să intrăm, că era Ricky Martin, stătea aia, a, când a repetat, a repetat cu spatele, nu da. s-a întors cu fața la public și așa mai departe. Zice, vino să vezi cum sună, știi? Zice, ascultă și mi-a dat să ascult până să monteze ei toate. Uite cum sună. Și când au început ei să umble la nu știu ce da. facea pe acolo, da. într-adevăr, când a luat băiatul la microfonul, era, știi, bum. Normal. E, mai, eu repet, nu mă pricep, dar diferența era atât de mare încât chiar dacă ești afon ca mine și nu înțelegi, da. tot îți dai seama, știi? Adică a fost, am rămas impresionat, impresionat de ce au putut să facă băieții și repede. Adică exact ce zici. da. da. repede, se montează repede. Pentru păi că mai zi. dăm pac, o melodie, pac, pac. mai dăm o melodie și după aia facem încheierea emisiunii a trecut și bora de astăzi aici la Radio Impuls. Hai, mai ascultăm să cânte muzica și ne întoarcem. Ne-am întors, prieteni, la Radio Impuls, Mario Fresh, aproape de o oră de povești, am luat-o de la copilărie, am vorbit despre concert, am vorbit despre prostie, Ceea ce e un lucru foarte bun. Am vorbit despre oameni care fac tot felul de lucruri, am vorbit despre succes, despre bani, despre industria asta despre care tu crezi că s-ar putea să nu se ducă într-o direcție prea bună. și e Da, păi, să... mă uit la, la generația nouă care ascultă muzică foarte, foarte slabă. Adică, puște de 12-13 ani deja ascultă niște muzică care. <laughs> Ei, uite, hai să hai să, nu știu, să gândim gândim așa pozitiv, cum zice Hagi, că îmi place cu asta, îmi place la logica, foarte mult și să, nu știu, să sperăm că puștii ăștia, copiii ăștia o să asculte și altfel de muzică. Crezi sau nu crezi că o să asculte altfel de muzică? Păi sunt diferiți. Bă, câteodată când mai văd câte un copil care știe niște muzică, nu știu, din playlist-ul meu, mm -hmm. că am un playlist foarte variat, mm -hmm. Mm -hmm. am, -a zis, foarte mult R&B, mm -hmm. Și când văd câte un copil de ăsta care știe muzică, zic, wow, nu pot să cred că nu, nu știi doar trap și am altceva, mai avut, nu știu. Cineva, cineva o discuție cu un cu o legat de trap, iar și nu... Băi, mă duce. trap e foarte copil. frumos, adică trap Trap, da, trap, da. <laughs> Așa, uh, am făcut ce fac și eu. Am și o piese trap. Uh, am colegi care fac asta. Lino, îmi place foarte mult muzica. îți dă un vibe foarte bun. Doar că și trepul ăsta și trebuie să știi să-l faci, adică... <laughs> da, da, da. Trebuie să fii bun să <laughs> faci trep, nu trebuie să fii... Am un, așa, să faci de drag. Un, și în chem, am un prieten, e comentator la Eurosport, comentează, tălis că toți de basket, Radu Abramescu, Bondaru, îi zicem noi, și ce mă sună acum două ori, zice, băi, frățioare, cum vorbim? Păsta nu m ascultă. Bă, n-am nimic așa. Păi e frumoasă, dar tot sună, da, 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 nu așa sună. Nu, tot orice melodie ascultă, nu așa sună. Zice, poate am îmbătrânit eu. Nu, zic, mai nu cred că ai îmbătrânit. Da, na, na. Dar sigur, tot el spunea, exact ce zici tu, că aici vreau să ajung, că sunt și melodii de trap care sunt. Uh... Sunt, 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 sunt. Păi eu ascult foarte mult de afară. De România nu prea ascult, dar am câțiva artiști care îmi place din România. Care îți plac și da. din da. România. Da, de Hai, aici încheiem. Te-am ascultat noi o oră. Îți mulțumesc încă o dată că... Mă bucur foarte mult că am fost aici. Că mă ai bucur că te-am văzut. Și, și eu mă bucur și te mai aștept oricând că avem subiecte pe care putem să le dezvoltăm, pe care putem să le aprofundăm în emisiunea asta și mereu spun că o să o fac mai lungă să mă audă și pe Cu mine... cel mai mare drag. Mă audă și pe mine cei care conduc radio domnul Iosif. Da, mulțumesc frumos, <laughs> mă oprești.